Ținutul copiilor fericiți. Poveste, meditație. Un exercițiu de imaginație. Mă bucur să fiu alături de tine, suflet minunat, creativ și unic. Ești gata să călătorești într-o lume misterioasă? Dacă da, așează-te confortabil pe un scaun, pe canapea, saltea sau pe pat. Poți să închizi ochii sau să îi ții deschiși. Fă cum simți tu că este bine pentru tine. Înainte de a începe, pregătește-ți mintea și corpul cu ajutorul respirației. Ești pregătit? Inspiră aer pe nas și expiră ușor pe gură. Repetă de încă 4 ori. Inspiră aer pe nas și expiră pe gură. Inspiră, expiră. Inspiră, expiră. Și ultima oară, inspiră, expiră. Acum te invit la o călătorie prin ținutul copiilor fericiți. Îți imaginezi că ești la porțile ținutului. Le privești uimit. Sunt niște porți uriașe. Observi că sunt făcute din ciocolată de casă. Gardul este construit din batoane tot de ciocolată, cu bucăți de fistic prin ele. Miroase a dulciuri, a flori, a bucurie. Din interior se aud râsete, semn că este multă veselie. O spiritușă îți deschide porțile, apăsând butonul de bezea colorat în culoarea ta preferată. Gândește-te la culoarea ta preferată. Un grup de ștrumfițe întâmpină fetele, iar un grup de ștrumfi pe băieți. Ținutul este colorat în culori văzute și nevăzute. Un curcubeu din acadele strălucește pe bolta albastră a cerului. Nori pufoși plutesc vesel de colo-colo, iar din ei, deseori, cade o ploaie dulce cu bucăți de vată de zahăr de culoare albă, albastră, galbenă, culori împrumutate de la cer și de la soare. Copacii sunt plini cu zeci de fructe proaspete, iar în unii cresc prăjiturele pufoase, făcute de albine pricepute. Copiii aleargă de sculți, ținutul fiind acoperit cu mușchi moale, catifelat, de culoare verde, violet, turcoaz. Simte mușchiul moale sub picioare. În flori, dacă te apropii, găsești polen, pregătit în boluri mici, făcute din coși de nucă. Sunt pregătite pentru copiii care doresc să aibă energie, găsind în polen multe vitamine. În fața ta vezi topogane uriașe, leagăne, trenulețe și mașinuțe care te plimbă pe unde dorești tu.
Sunt multe locuri pline cu jucării. Acum, lângă tine, apare o mașină mare cu înghețată, ce este pregătită de zâne în zeci de arome. Imaginează-ți că mănânci înghețata ta preferată. Ce gust are? Îți place? În pahare de diferite dimensiuni găsești sucuri din fructe și legume. Care este sucul tău preferat? Observi o poieniță. Acolo este un spațiu amenajat pentru odihnă în care copiii se întind să se relaxeze sau dorm pe saltele care se desfac singure când cineva se simte obosit. Un râu cu apă turcoaz este plin de pești colorați, strălucitori, de diferite dimensiuni, ce s-ar bucuroși că sunt printre copii. Fii prezent în acest ținut. Bucură-te în această lume fantastică. Imaginează-te în locul care ți-a plăcut cel mai mult de aici. Cum te simți? Stai câteva secunde liniștit. Bucură-te de muzica de aici. Acum este timpul să te întorci acasă. Ștrunfii, ștrunfițele și copiii își iau la revedere de la tine și te așteaptă ori de câte ori dorești să revezi locul și să fii alături de ei. Acum, mișcă-ți ușor degetele de la mâini, apoi pe cele de la picioare. Dacă stai culcat cu fața în sus, adu-ți ușor genunchii la piept, apoi întoarce-te pe o parte. Iar acum, ridică-te încet. Dacă stai pe scaun, întinde-te. Deschide ochii și zâmbește. Dacă dorești, poți scrie despre locul vizitat și trăirile avute în fantasticul ținut al copiilor fericiți. Iar dacă ți-a plăcut, te invit la o altă poveste meditație. Până data viitoare, fii mereu un copil fericit!